cel mai longeviv spectacol din repertoriul Teatrului Național Marin Sorescu, cu peste 100 de reprezentații, Năpasta, în regia lui Kingsheș Elemer, continuă să cucerească publicul. Pentru cei care au o primă întâlnire cu spectacolul, pentru cei care sunt la a doua sau la a treia vizionare, reprezentația este mereu încântătoare. Năpasta este drama care din 2002, anul premierei, naște în sufletul spectatorului o idee obsedant de plăcută. Trebuie și merită văzută. Meritul aparține deopotrivă actorilor din distribuție, Constantin Cicort, Tudorel Petrescu, Valentin Mihali și Natasha Rab, regizorului Kingsheș Elemer, scenografului Lia Dogaru, regizorul tehnic George Dulămea, dar și întregii echipe de la Sunet Lumini. Astăzi vă propunem, în cadrul emisiunii Orizonturi Culturale, să aflați povestea de succes a acestei piese, chiar de la protagoniștii ei, în decorul sălii Ide Sârbu, unde, de ani buni, o lume de munteni care iubesc foarte mult și vorbesc cu măsură, renaște cu fiecare punere în scenă a Năpastei. Năpasta este cel mai longeviv spectacol al Teatrului Național, cu peste 100 de reprezentații. Ce asigură această longevitate? De ce publicul încă vine, e o bucurie că vine, și umple sala la Năpasta? Eu cred că Năpasta, în regia lui Kingsheș Elemer, așa cum am spus, în 2002, când a avut loc premiera, deci iată că a intrat în al 14-lea an de viață, longevitatea lui este asigurată de faptul că este un spectacol foarte bine închegat. Personal, opinia mea, dar și a multor critici, cred că este cel mai bun spectacol al lui Kingsheș Elemer. Și mă aflu în compania unor colegi care împreună, Constantin Cicord, Valentin Mihali și Tudorel Petrescu, împreună am făcut ca acest spectacol să reziste, nu l-am stricat, și Năpasta este asemenea vinului bun și vechi. Pe măsură ce trece timpul, devine tot mai bun, adică nu se oțetește. Este un spectacol bine închegat, e bine scris, Doamne ferește că e scris de Caragiale, dar este o versiune foarte... e un thriller psihologic și este foarte bine pus în evidență faptul că personajele acestea au ceva comun cu tragedia antică. Cel puțin despre Anca se spune că este un fel de Medea a dramaturgiei românești. O să vă propun o incursiune în timp, să ne întoarcem în 2002, atunci când a avut loc premiera piesei, și să-mi povestiți pe rând cât de dificil v-a fost să construiți aceste roluri pe care le aduceți în fața publicului. Sigur că fiecare încercare de a te apropia de un rol este, presupune un travaliu. A trecut atât de mult timp de atunci încât nu mai știu cum au evoluat lucrurile, cum am lucrat. Știu că a fost o atmosferă foarte bună, mi-aduc aminte, în repetiții. Mi se pare că distribuția a fost bine aleasă, mi se pare că decupajul piesei este un decupaj modern, mi se pare că relaționăm bine în scenă, mi se pare că peste ce am construit împreună cu regizorul, s-au adăugat lucruri bune, fără a distruge construcția inițială a spectacolului. Și mi se pare că se realizează la fiecare reprezentație un liant între noi și spectatori. Adică, fiind foarte aproape de noi, e un flux care circulă între noi, actori, și ei. Ei ne primesc și ne dăruiesc din energia lor. Deci ne simțim bine. Eu mi-aduc aminte, în urmă cu vreo 4-5 ani, veneam în cabină și am un obicei de a trece în diagonală peste text înainte de reprezentație și ziceam în sinea mea, gata, e ultima reprezentație. Mă duc la domnul Mircea Cornișteanu și îi spun, domnul Cornișteanu, scoateți spectacolul de pe afiș, ajunge cât am jucat. Și de fiecare dată, după ce primeam acele palme la sfârșit și după ce vedeam ochii înlăcrimați sau măcar umeziți și o discretă aplecare din cap în sensul de mulțumesc,
pentru că relația este foarte discretă, ei fiind foarte aproape spectatorii de noi, și atunci e suficient să-ți facă atât și să zăbovească în ochii tăi 3 secunde și simți că ce ai făcut tu vreme de o oră și jumătate este apreciat la justa valoare și că s-a produs acel catarsis care trebuie să-l producă orice spectacol și în special Năpasta. În opinia mea este construit foarte pe muchie de cuțit. Ea este o dramă, dar noi avem inserate de către regizor și momente de comedie. Lumea se amuză în anume momente, dar după aia le îngheață zâmbetul pe buze. Pentru că, de fapt, e vorba despre un lucru foarte dur. Personajul meu ucide, dar ucide din dragoste. Atunci, e scuzabil Dragomir sau nu e scuzabil că a făcut acest lucru? Oricum, păstrez o amintire plăcută regizorului Kinche Schellemer și colegilor mei aici de față cu care relaționez, ia că din 2002 până în 2014 o grămadă de vreme. Și 2015. Domnul Petrescu, faceți cu noi această incursiune în timp? Da. E adevărat că e un timp destul de lung. E foarte adevărat că începutul n-a fost favorabil. Dacă nu exista domnul director Cornișteanu, se putea face o ruptură. Nu intru în discuții mai ample, vis-a-vis de regizorul spectacolului. S-a dovedit că ne-am înțeles exact ce au spus colegii, nu bine, foarte bine, iar bucuria cea mare a rolului, un rol la care de altfel ține enorm, se datorează în primul rând celor trei în care am crezut, nu le fac compliment, le spun un adevăr, de la început în ei, sunt actori pe care nu că i-am respectat a colegi și ca actori, ci ca oameni și pe care, sincer să fiu, cu ghimele de rigoare, îi iubesc. Și pe Vali, și pe Costică, și pe Natasha, îi iubesc, efectiv. Nu pot spune că nu-mi iubesc ceilalți colegi, dar ei și încă câțiva înseamnă foarte mult pentru mine. N-am să spun niciodată teatrul e a doua casa mea, dar am încercat, de când sunt actor profesionist, numai în teatrul acesta, să demonstrez că e chiar prima casa mea. Nu vorbele, ci prin ce am făcut. Iar cei trei, cum să spun, au fost super regizori. Peste maestru Kinche Schellemer, pe care îl cunoșteam din facultate. De aceea spun că au fost niște probleme mici care s-au estompat brusc la repetiții, au fost peste el. Deci lucru, ideile pe care ne le-a transmis el sau mi le-a transmis mie personal, au fost îmbunătățite de cei trei care pur și simplu îmi dădeau aripi, îmi dădeau stări, îmi dădeau iubire pe care personajul meu trebuia să o aibă sau trebuia să le aibă, pentru că e un om care o iubește nespus, era să spun Natasha, era un adevăr ca mine, ca actor, dar ca personaj o iubește pe Anca. Nu mi-a fost greu pentru că era pe amploa, erau toți dragi, mi-a părut rău că n-am putut sta de vorbă cu Caragiale. Aș fi vrut să fiu măcar o clipă, să-l mângâi măcar pe Ion. Și personajul a însemnat ceva pentru mine ca om, dar pentru că juca Mihali. Și cred că ați văzut... Mângâie-mă! Cred că dacă ați văzut și celelalte spectacole în care joacă Valentin Mihali, nu trebuie să mai spun eu că nu sunt cronicar de teatru, dar am respirat lângă el. Nu e mare, nu e un actor bun, ca toți sunt buni. Este momente când e genial, nu-i fulminant, nu, e genial. Iar un lucru care vreau să vă spun și nu ține de acest spectacol, dar simt nevoia să-l spun, e că celor care am putut să le spun,
Pentru mine teatru nu are zeiță. Talia nu-i zeița teatrului. Teatru în România și la Craiova are zeu. Acest zeu se numește Silviu Purcărete. Deci, în momentul în care joc, Chinceș e maestru, colegii mei sunt peste Chinceș, iar Purcărete e și mai sus, e Steaua Polară. Știți, mă iertați că intervin, mi-am adus aminte acum. Știți ce cred că a făcut foarte bine Chinceș Elemer? Noi avem o Biblie care joacă aici în spectacol, care la un moment dat se îndepărtează de mine și în final de Anca. În fiecare dimineață, la repetiții, deschidea absolut aleatoriu Biblia și ne citea câte un verset din Biblie. O fi întâmplător că 14 ani, iacă să împlinesc, trecem în anul 15 pe această construcție? Vreau să-l completez și eu pe Constantin. Știți, acest spectacol la un moment dat a fost propus să meargă în Festivalul Național de Teatru. Din motive independente de noi, s-au schimbat. Eu vreau să vă spun că este... Mă bucur foarte mult că se face acest material, pentru că să știți că e foarte greu ca o dramă, cum e Năpasta. E foarte adevărat. Ea este în programa elevilor. Dar vreau să vă spun că de foarte multe ori după spectacol vorbim: domnule, ce spectatori am avut în această seară. Deci vin spectatori, mai ales sâmbetele sau duminica, oameni plătitori, oameni de premieră. Și de fiecare dată avem impresia că mai rejucăm o premieră. Acest spectacol va rămâne în analele Teatrului Național din Craiova, dar și a Teatrului Românesc, pentru că eu cred că este singura dramă din teatrele din România care are o asemenea longevitate. O comedie este simplu, oamenii vor să uite de necazuri, vor să râdă, dar să... Chiar glumeam cu domnul director, eu zic, cât o să mai jucăm, până când o să albim de tot, o să... 20 de ani să facă! Așa că suntem de-abia în al 14-lea an, mai avem încă vreo 6 ani până la 20. Ioane. Normal că se mai mandatează cu 6 da, ani. Da, da, da. Ca director și atunci normal că nu vrea să se despartă. Care nu mai repet întrebarea. Eu știu că au fost întrebări, dar au vorbit... Adică și aș vrea să spun și eu, da, trec peste ce au vorbit ei. Da, da. Spune tu ce vrei tu. Eu vreau să spun că stau într-un loc în care nu joc în spectacol. În partea asta nu joc deloc. În sfârșit stai Chinceș și stătea tot timpul da. Acolo și nu știu de ce pot să mă pune ori acolo, ori acolo. Da. Întâmplător că trebuie să fiu și acolo, că trebuie să și, și la intrare când intru și stau acolo în capătul mesei, la această masă. Atunci este o premieră. Este o premieră. Și acum spui să schimbăm miza de seară? Dacă voi, da, se poate juca în orice miza în scenă, în situația asta. Dacă relațiile sunt atât de bune între noi, ești văzut oriunde, oriunde, da, și cu ceafa se poate da, juca da. Foarte bine. Apropo de Chinceș, că a spus că era cu Biblia tot timpul, ce citea ceva din Biblie și cotea tot timpul o cruce pe care o avea de la, din Ierusalim. Și pe care a pierdut-o la un moment dat. Și a zis, lasă, îți dau eu crucea mea din Ierusalim. Și a luat crucea mea și era foarte încântat că era foarte credincios. Deci ce vreau să spun, el l-a făcut pe Ion, mi l-a propus pe Ion, Ocnașu, că nu e Ion nebunul, tot timpul suntem tentați să spunem, Ion Ocnașu, l-a făcut credincios, cu multă credință, cu dragoste de Maica Domnului. Un om senin, nu un tip pe linia schizofrenică pe care erau tentați toți actorii și eu probabil mai de mult eram tentat să merg pe o linie de asta destul de alucinantă, schizofrenică, adică nebun. Nebun era așa în fața oamenilor, când probabil că nu puteau să-i spună altceva decât nebun pentru că aveau stări când părea a fi nebun. El era un om cu dragoste de natură, cu dragoste de oameni, chiar și de femei, că se uita după Anca la un moment dat. Ana, la un moment dat, spunea Chinceș, când te uiți după ea acolo, uite-te puțin, așa că n-ai mai văzut de mult o fată așa, o țărancă de asta, așa, mândră, curată, pe care, da, și atunci, care era generoasă, l-a primit destul de rezervat, de rezervată, dar ia ce de mâncare, totuși a văzut că este o gospodară.
Și el întreabă, pe de unde vii, de departe, s-a rătăcit, îi plăcea natura, pădurea e singură, așa de singură, frumos, Mierla cântra undeva într-o... Deci era un tip pus și pe glumițe, așa, deschis, senin, intră de parcă n-ar fi nebun, numai la, el spune numai la bătaie se sperie, pentru că a fost bătut mult în pușcărie, nu era nebun. Era, avea o bubă aici și încearcă să o arate, așa atunci urlă, că îl doare și tot timpul are spaimă că va fi bătut din nou. În rest era un tip deosebit de senin și era victima unei injustiții. Dragomir îl omoară pe Dumitru, e un întâmplător pe acolo, sunt victimă și a ajuns după 11 ani de ochnă să nu mai suferă, de fapt, să obișnuise cu viața. Deci un om foarte senin, foarte, dar cu ieșiri, cu treceri foarte rapide de la o stare la alta, în clipa în care îl apuca durerea de cap, probabil, și spaima de bătaie. Am repetat foarte bine, ne-am înțeles foarte bine. Norocul meu era foarte mare că ei deja acumulau o anumită tensiune în scenă. Asta am simțit prima dată când am intrat în scenă, la mișcare. Am intrat ascultându-i cu multă atenție, pentru că niciodată n-am stat la toate repetițiile. Și era un șnur în care auzeam și m-am încărcat cu o stare, cu o tensiune extraordinară. Și când am intrat, aproape că nici nu mai trebuia să joc decât să păstrez tăcerea creată de ei și să nu o sparg cu ceva. Să nu ieșim din acești parametri în care ne-am prins Kincheșteni. A lucrat foarte bine Kincheșteni. Era și primul lui spectacol, a dat și chef de muncă foarte mare. Și ce să vă spun mai mult? Da. Ne place spectacolul. Acum că el e longeviv, e și în programa școlilor. Asta e norocul nostru că directorul reprogramează. Dar avem... Sunt și alte spectacole. Să mai sunt alte spectacole în programa școlilor și nu se joacă cu atât de mult timp și cu asta publică. Și vreau să spun că trec generații și vin alte generații. Și atunci avem tot timpul un public nou. Copii noi, elevi noi. Oameni. Profesori aceiași, probabil, alții noi, și profesorii aduc alte generații, apucă să aducă generații de copii la acest spectacol. Din fericire, acum îl jucăm seara, mai pe la 6, înainte îl jucam pe la 5 și mi se pare un spectacol de matinul, ceea ce nu era, dar probabil ținând cont de programul școlilor îl pună. Deși e bine să fie un spectacol seral, pentru că mulți vor să vadă, nu e numai pentru, nu e pentru copii un spectacol. Dar noi ăsta. La vreme jucăm numai seara. Asta e foarte bine. Deci ne simțim bine una alta, spectacolul are succes, el se joacă aproape de la sine. Chiar mi-e frică la un moment dat să nu fim conștienți, să nu cumva să fie ceva automat. El se joacă, el există, el nu mai aparține nimănui. Nici nouă nu ne mai aparține. Adică el se joacă singur. Nu numai pentru copii. Eu am întâlnit intelectuali de marcă. Nu vreau să dau nume, dar oameni care mi-au spus, zice, l-am văzut de 3 ori, l-am văzut de 4 ori, mai vreau să-l văd. La asta m-am referit. El este un spectacol seral. Da. Deci, dar copiii poate să vină, nu e foarte trezuit, face asta tot. V-am spus, avem spectacol, spectatori, la unele spectacole chiar comentăm când ieșim din scenă, domnule, au fost spectatori ca de premieră, deci vin oameni, nu e vorba numai de a veni elevi sau studenți. Cu studenții am eu așa o paranteză, pentru că am aflat când suntem singurul centru universitar din țară în care studenții nu prea se înghesuie la teatru. Asta este dureros, nu știu ce fac ei în timpul liber, dar elevii vin și vin oameni care vor să vină să vadă un spectacol. Și vreau să mai adaug ceva. Spectacolul surprinde totdeauna. E un spectacol care surprinde de la o clipă la alta. Deși pare așa la lectură un spectacol mai trist. Și lumii îi pare rău de noi. Spectatorul le pare rău de personaje. Au un sentiment de drag și de Dumitru și de Dragomir și de profesor și de Ana și de Bietu Ion. Și el surprinde prin este cum ne-a surprinde tot timpul. În fiecare clipă lumea se așteaptă să vadă ce se mai întâmplă. Și deși are și mici ghidușii, nu e un spectacol comic, normal, de alere, are umor, are lucruri pe care copiii le sesizează, copiii, tinerii care vin, le sesizează foarte bine.
și nu privesc în tragic de la cap la coadă, văd evoluția, surprind și trecerile de la o stare care pare puțin comică, că se întâmplă lucruri comice aici, sunt în același timp tragice, puternice, pentru că aici sunt personaje puternice, nu uitați, aici sunt oameni, că sunt niște caractere deosebite puternice, începând cu Ana, continuând cu Dragomir, că tot timpul îi spun câteodată și Dumitru în spectacol, când mă gândesc la Dumitru, Ion și cu Gheorghe. Și acestea sunt spectacole, domnule, sunt patru oameni care se întâlnesc în momente deosebit de importante. Vreau să spun că sunt niște personaje pierde de încercare. El se duce la judecată, dar culmea lui pentru crima pe care a făcut-o. Și pentru faptul că eu m-am sinucis și ea care face la fel o injustiție în numele unei mari justiții. Deci, și, uite, chiar cu riscul de a fi lipsiți de modestie, putem să le spunem celor care nu l-au văzut, veniți să vedeți nepasta, oameni buni. Da, eu cred că acest spectacol rezistă orice actor în viața lui, în cariera lui pe care și-o clătește, își dorește personaje puternice. Această piesă are patru personaje, pietre de încercare pentru cariera oricărui actor. Nu știu ce actriță nu-și dorește să joace Anca, nu știu ce actor nu-și dorește să joace Ion sau Gheorghe sau Dragomir. Sunt pietre de încercare, eu cred că sunt niște roluri bifate în cariera noastră și faptul că el rezistă măriei sale publicul. Publicul, când îi place ceva, vine. Iar la acest spectacol se vine și sunt sigură că se va veni în continuu, pentru că noi iubim acest spectacol și îl păstrăm ca pe un bibelou, nu vrem să se strice. Sunt spectacole care se degradează în timp. Acest spectacol s-a închegat odată cu trecerea timpului. A fost foarte bine. Și acum, bineînțeles, spectacolul este bun tot timpul, dar el uneori strălucește. Da. Alteori se joacă foarte bine, dar el nu, el este un spectacol. Dar uneori, cum se întâmplă, ori ei cade Dumnezeu în cap, ori mie îmi cade Dumnezeu în cap, ne cade la toți Dumnezeu în cap, la un dat și te miri ce se întâmplă, adică este duhul acela, zâna aia care cimpie printre noi. Uneori, poate nu e tot timpul deosebit, dar poate încântă lumea, nu-și dă seama de asta, dar uneori noi suntem impresionați de noi, ceea ce e foarte ciudat, să rămâi uimit, te miri ce-i cu tine, că te sensibilizezi și ți se umezesc ochii, nu neapărat să-l plângi, aia înseamnă când, și când râzi, ți se umezesc ochii. Deci ai emoție deosebită. Uneori în care joci și începi să zici, parcă ne dăm seama acum deja câte spectacole prin ce am trecut, nu le mai ține minte, au fost multe bune, multe nu le mai țin minte, dar toate, doamne, toate duc pe un culoar care nu se mai termină, ia cătă, vorba lui Mircea, încă 7 ani de acum încolo, nu? Da. Cât, 6 ani, sau cât. Trebuie să nu uităm că, în afară de regizorul Chince Șelemel, maestru, ne-a ajutat foarte mult și acest decor, conceput foarte bine de Lia Dogaru, care ne-a ajutat enorm. Să nu uităm că în anumite scene avem niște momente în care tehnica de scenă făcută de regizorul tehnic a dat niște momente deosebite. George Dulămea. Să nu uităm că lumina e foarte bună. Da. Să nu uităm că sunetul intră atunci când trebuie și cum trebuie. Mișcă o carte, Biblia pe masă fără să... Suntem o echipă. Lumea rămâne surprinsă când vrea să pună Ana mâna pe Biblia, să o ia încolo, așa, ca într-un film surrealist. De ori ne ajută. Chiar dacă, exact cum a spus Vali, e spectacol bun sau foarte bun, ce e în jurul nostru și parte de tehnică... Creează o tensiune extraordinară. Exact, ne ridică extraordinar de mult. Iar în ultimul rând, o chestie de statistică, spectacolul a ieșit în 33 de repetiții, vă spun sigur. Dacă am acasă documentele, vă spuneam exact în ce zi, la ce oră s-a început, când a avut premiera lui, ora cu tot. Ce? Nu sunt pregătit, dar asta vă pot spune, 33 de spectacole. Nu uitați cifra de repetiții. Nu uitați ce înseamnă cifra asta, ce semnifică. Poate că Iisus...
Da. Și trebuie să spunem că el, chiar dacă nu a participat la Festivalul Național de Teatru, a participat la Festivalul Național al Dramaturgiei Românești la Timișoara, unde spectacolul a fost foarte bine primit, unde eu m-am bucurat că am fost nominalizată pentru cea mai bună actriță. Important este că acest spectacol va rămâne în istorie și, cum am spus, împreună cu minunații mei colegi Dragomir, Constantin Cicort, Ion Valentin Mihali și Gheorghe Tudorel Petrescu, vă așteptăm în 2015 la Năpasta. L-a găsit cu cam așa plină de sânge? A găsit la el un leu atât unul și am mort. Dacă s-a bucurat să pune niște nimicuri de la mort pe care l-a găsit în pădure, eu stric, el a tâmpit. Când i-a citit o sânge, a râdea. Cum? Nu te-ai văzut la judecată. Ai fost? Da. La care judecată? La jurați, când m-am auzit. Ai fost la jurați. Și nu i-a dat vreme să nu spui. Ți-am spus? Ba, nu. E, așa e. Firește. La ce? Să încep iar să împocești pe răposatul. Eu trăiesc în casă. Mănânc la masă. Dorm la un loc în stafia lui. Așa! Asta nu o să mai meargă mult. Uite! Uite! Ierte, Dumitru! Fugi! Fugi! Fugi să nu te vezi! Te duci ori mă duc eu! Te uiți așa la mine. Ce gândești? Eu l-am omorât? Da, spune! E bun, Dragomir! E bun? Nu, să spui. Din două, una. Ori crezi că l-am omorât eu? Da! Și atunci de ce mă chinuiești pe mine? Ce ai cu mine? Lasă! Pace cu Dumitru al tău! Lasă! Ce vorbe? Ce vorbe ce se cade să vorbești? În cai la băutură ca la valea care nu mintea pe înjelită, dar erai treaz, Dragomire! Treaz! Ei, ce-am vorbit? Că tu ai ucis. Și era și Gheorghe. Și tu ce ai răspuns? Că ești nebun. Nebun? Ei, vezi? A luat-o seama că nu-ți place ție deloc să auzi vorba asta. Mie. Dar ce? Spune cine, dragul meu. Nu te-a amestecat un vorba! Lasă-ne-n pace! Nu știu! Eu, Ioan... Uite-ți! Vezi tu, Ioane? Ăsta l-a omorât pe Dumitru! Spune tu că nu-i așa! Ăsta l-a omorât pe Dumitru! Stai aici! De ce l-ai omorât, mă gândești? Lasă-ne! Merg. Merg eu. Să nu vă bateți. Merg.